Stația de metrou, Parc Bazilescu. Deci e nebunie totală cu sirene de poliție, de salvări, cu smurt. Așa. E o stație destul de nouă, foarte cochetă. Da. Aparatele sunt mai vechi. Așa, mulțumesc. Deci aici la stația Bazilescu, cum vă spuneam în episoadele anterioare, se află parcul Bazilescu. Deci aici coborâți, la stația de metro, aici vă urcați. Se pare că a venit și un metrou, nu este al nostru. Da, este foarte curată stația, bine, este și foarte nouă, până în 10 ani. Caritrile de metrou, asta de dorit, sunt caritrile acelea vechi, de când s-a înființat metroul București de anii 70. Nu au fost schimbate, posibil pe viitor le vor schimba, da. Există și lift pentru persoane cu dizabilități și pentru cărucioare pentru copii. Foarte puțină lume aici în zonă. Se aude și metroul nostru cum vine. O să apară în curând în stație. Să vedem lumina de la capătul tunelului. Simte vântul din galerie, împins de tren. Acum. Vine. Ura! Vine trenul! Vine, ura! Uite trenul, te face cu mâna la conductor. Uite trenul! Trenul! Uite trenul! Trenul! Garnitură veche, cum vă spuneam, încă nu am făcut să pe acest tronson, însă tronsonul este impecabil de frumos și curat. Cam atât de aici, la revedere!